La 50 de ani de la inaugurarea celei mai mari hidrocentrale pe care a construit-o vreodată România, oficiali ai Ministerului Energiei din Serbia și din țara noastră s-au întâlnit la porțile de fier 1 în Mehedinți. Unul din subiectele abordate de cei doi miniștri a vizat interconectarea României și Serbiei la o conductă de gaze naturale. La toate acestea s-a adăugat și discuția privind posibilitatea construirii unei noi hidrocentrale, Porțile de Fier 3, pe Dunăre, în amontă de Porțile de Fier 1. Viitoarea hidrocentrală ar putea produce energie hibrid, atât hidro, prin repomparea apei din amonte către aval, cât și construirea unor parcuri fotovoltaice pe lacurile de acumulare. În 1972, în momentul în care era inaugurată, hidrocentrala Porțile de Fier 1 avea la acel moment cele mai mari hidroagregate din lume. Au trecut 50 de ani de atunci și România nu a mai reușit să construiască un edificiu de asemenea învergură. Martor la punerea pietrei de temelie la Porțile de Fier 1, dar și participant la construcția hidrocentralelor de la Bicaz, Vidraru și PF2, acest domn de 81 de ani explică de ce România nu mai poate realiza asemenea construcții. 3 ani de zile a făcut ucenicia, ca așa se făcea atunci. Pe urmă, după ce am terminat la Bicaz, ne-am mutat la Argeș cu domnul director general Sălăjanu Gheorghe. La Argeș, când a fost la jumătatea barajului, ne-am mutat la Porțile de Fier 1. A spus piatra de temelie, practic. Da, piatra de temelie cu corturi, cu tot. Am venit, am bătut țărușii, ne-am făcut cort. Am făcut inaugurarea cu Gheorghiu Dej. Și astăzi, Porțile de Fier produce 40% din energia electrică a țării, fiind exploatată cu partenerii din Serbia. Zorana Mihailović, vicepremier și ministrul energiei în guvernul Serbiei, a fost prezentă la marcarea celor 50 de ani de existență a hidrocentralei și a vorbit despre investiția pe care România și Serbia o exploatează împreună. Dear minister, my friend, I am very proud to be here today. Because of the media and all others, I will continue in Serbian, we have translated. Ne samo da sam ponosna što sam danas ovde. Nu că sunt doar mândră că sunt astăzi aici. Ponosna sam što nakon 50 godina stojimo ovde svi zajedno, dakle srpska i rumunska strana, i slavimo sve one koji su donosili odluke da se napravi ovako hidroelektrana. Sunt mândră că partea sârbă și partea română este astăzi împreună aici și sărbătorim pe cei care înainte cu 50 de ani au pus temeliile și au adus hotărâre să construiască un obiectiv. În prezent, la Porțile de Fier 1 se desfășoară lucrări de consolidare a barajului. Sunt investiții de 150 de milioane de lei, susține ministrul român al energiei. Virgil Popescu mai spune că a purtat discuții cu partenera din Serbia pentru o a treia hidrocentrală pe Dunăre, un sistem hibrid de producere a energiei. Centrala de la Porțile de Fier este cea mai mare centrală din România. Este produce peste 40%, aici se produc în județul Mehedinți din energia a hidroelectricii, iar este vitală pentru sistemul energetic național. Ați văzut astăzi că am prezentat și lucrările de investiții pe care hidroelectrica le face la Porțile de Fier. Vorbim de peste 150 de milioane de lei. Așteptăm ca disipatorul, așa cum ni s-a prezentat, să înceapă la 1 iunie, să finalizeze anul acesta. Vorbim de lucrările hidraulice, vorbim de reparații la construcțiile metalice. Practic, este o etapă de investiții în consolidarea barajului. După 50 de ani este normal să se facă acest lucru, pentru că barajul este foarte important. Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat că în contextul crizei energetice, ținând cont de plafonările acordate de guvern, românii nu ar trebui să se teamă de o nouă majorare a prețului la energie anunțată deja în țările occidentale din toamna viitoare.